Călătoria vieții este adesea plină de provocări care ne testează puterea, rezistența și caracterul. Totuși, în aceste încercări se află oportunități profunde de transformare și de creștere. Luați în considerare procesele naturale care creează unele dintre cele mai prețuite substanțe ale vieții. Strugurii, care trebuie strobiți. Mulțumesc, pentru a se face vin. Strugurii care trebuie zdrobiți pentru a se face vin. Diamantele se formează sub o presiune imensă. Măslinele sunt presate pentru a elibera uleiul prețios. Iar semințele germinează în întunericul pământului. Astfel, aceste metafore ilustrează că perioadele de greutăți și adversități ne pot servi drept catalizatori pentru dezvoltarea personală și mai ales pentru cea spirituală. Când strugurii sunt zdrobiți, sucul extras începe procesul de fermentare, transformându-se în cele din urmă în vin, un simbol al sărbătoririi și al bucuriei. În mod similar, când viața ne servește eșecuri, dezamăgiri, pentru o călătorie transformatoare este. Inițiază o călătorie transformatoare. Aceste experiențe, deși sunt foarte dureroase, sunt esențiale pentru evoluția noastră. Ne descoperim vechile modele, făcând loc unor noi perspective și puncte forte să apară. Îmbrățișând astfel de momente cu o mentalitate de creștere, ne poate conduce la o versiune mult mai rafinată, îmbogățită a noastră, asemănătoare transformării din struguri în vin. Diamantele, cea mai dură substanță naturală de pe pământ, se formează adânc în mantaua pământului sub presiune și căldură extremă. Acest proces, care durează milioane de ani, duce la o bijuterie de o strălucire și o valoare de neegalat. În viața noastră, presiunea imensă se poate manifesta ca așteptări prea înalte, responsabilități solicitante, decizii critice. Astfel ne sunt dezvăluite capacitățile adevărate ale noastre. Presiunea ne forțează să depășim limitele percepute, să profităm de rezervele de rezistență și creativitate pe care poate nici nu știm că le posedăm. Recunoașterea faptului că presiunea nu este un dușman, ci este un sculptor cu cele mai bune calități ale noastre, ne poate ajuta să navigăm prin vremuri grele cu grație și cu încredere. Măslinele, când sunt presate, eliberează ulei, care a fost un simbol al hrănirii și vindecării de mileniu. Procesul de presare este esențial pentru extragerea beneficiului uleiurilor. În același mod, presiunile vieții pot extrage cele mai valoroase atribute ale noastre: compasiunea, înțelepciunea, puterea noastră interioară. Când ne confruntăm cu presiuni, în loc să le rezistăm, putem îmbrățișa procesul, știind că acesta ne va duce către cea mai bună variantă. Disconfortul pe care îl experimentăm este temporar, dar creșterea și transformarea la care duce sunt de durată. Semințele îngropate în întuneric suferă o transformare miraculoasă pe măsură ce înmuguresc și cresc spre lumină. Acest proces ne amintește că perioadele de întuneric din viața noastră nu sunt goluri de disperare, ci sunt terenuri fertile pentru noi începuturi. În aceste vremuri întunecate, putem să ne cultivăm visele, să ne dezvoltăm abilitățile, să ne pregătim pentru oportunitățile viitoare. Întunericul este un loc de pregătire liniștită, unde potențialul nostru prinde rădăcini și începe să crească. A avea încredere în proces înseamnă a recunoaște că fiecare provocare, fiecare moment de presiune, fiecare perioadă întunecată sunt o parte integrantă a călătoriei noastre. Este vorba despre a avea încredere că aceste experiențe ne formează în persoane mai puternice și mai pline de compasiune. Îmbrățișând aceste experiențe transformatoare, învățăm să abordăm problemele vieții nu ca pe obstacole insurmontabile, ci oportunități de creștere și descoperire de sine. În esență, adversitățile vieții nu sunt menite să ne înfrângă, ci să ne construiască. Când avem încredere în proces, ne deblocăm potențialul și ieșim din încercările noastre. Nu doar mai puternici, ci mai rafinați, precum vinul, diamantele, uleiul de măsline și gata să creștem ca semințele în sol. Deci când te simți zdrobit, sub presiune, apăsat sau în întuneric, amintește-ți că ești într-un loc puternic de transformare și îmbrățișează călătoria, căci în aceste momente devii cea mai bună versiune a ta.